Și vrei să citim în continuare din epistola 1 către Timotei, capitolul 6, Timotei, capitolul 6. Versetele 11 și 12. Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri și caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea. Luptă-te lupta cea bună a credinței, apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. Până aici. Sigur că, așa cum ne aducem aminte, epistola aceasta concentrează întâi de toate atenția asupra credinciosului Timotei, un lucrător, un păstor al adunării din Efes, un învățător, un credincios relativ tânăr, care primește din partea lui Dumnezeu autoritatea să poată în biserica din Efes, să poată vesti cuvântul cu putere, să poată sta împotriva celor care aduceau învățătura bătută, poată sta împotriva celor care aveau păcate morale în viața lor și să rămână, pe de altă parte, atât relevant, cu alte cuvinte, ceea ce spunea să aibă autoritate și, de asemenea, să rămână un om profund moral. Dacă ar fi să sumarizăm și să adăugăm un titlu pentru meditațiile noastre la Epistola către Efeseni, mă gândeam, de pildă, între altele, la acest posibil titlu, umblarea pe pământ a omului lui Dumnezeu. Umblarea pe pământ a omului lui Dumnezeu. În Noul Testament, această expresie om al lui Dumnezeu se pare că este singulară aici. Nu că n-ar fi și alți oameni al lui Dumnezeu, dar în Vechiul Testament sunt mai multe referiri cu această titulatură om al lui Dumnezeu. De exemplu, prorocul Ilie, când vine acele cete din partea împăratului lui Israel să îl invite la palatul împăratului lui Israel bolnav, oamenii aceștia îi se adresează omule al lui Dumnezeu. Iar mai apoi unul dintre ucenicii lui, și anume Elisei, este recunoscut în casa credincioasei din Sunem, este recunoscut: omul acesta este un om al lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, erau acești credincioși pe care Dumnezeu îi chemase într-un mod deosebit să poarte mărturia lui pe pământul acesta, în cazul profeților să fie vestitori ai cuvântului sau ai voiei lui Dumnezeu. Revin la ceea ce spune aici Scriptura: iar tu, om al lui Dumnezeu. Sigur că în lumina Noului Testament, credincioșii care sunt născuți din nou prin credința în jertfa Domnului Iisus Hristos sunt cu toții copii ai lui Dumnezeu. Și de asemenea, funcție de maturitatea pe care o are fiecare credincios, putem să fim sau să rămânem copii, iar alții pot fi la faza de maturitate sau de creștere spre maturitate, să fie fii sau, folosind expresia de aici, oameni ai lui Dumnezeu. Mi-aș dori mult ca fiecare în parte dintre noi să putem să ne punem întrebări nouă înșine și să, înaintea lui Dumnezeu, să putem să ne trecem în revistă viața și umblarea noastră și să ne punem această mare întrebare înaintea Domnului și El să ne răspundă: Doamne, în ce fază mă aflu eu în ceea ce privește creșterea mea spre maturitate? Am rămas în continuare un copil? Am rămas în continuare un om care merg după gândurile mele, după planurile mele? Am rămas poate sau sunt în continuare un om care nu mă supun autorității lui Dumnezeu, cu răzvrătiri, cu cârtiri și așa mai departe? Unde te afli?
Cuvântul ne cheamă să fim într-adevăr martori ai Lui, oameni ai Lui, ai Lui Dumnezeu. Tu, om al Lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri. Sigur că am trecut în revistă altă dată acele derapaje, acele abateri care se refereau atât la doctrina falsă, cât și la abateri morale, unele din ele grosolane. Și Apostolul Pavel îi va da porunci clare, precise lui Timotei, pe de o parte să înfrunte pe acești oameni, nu să se ascundă sub amvon sau undeva, să stea într-un colț și să zică ce-o fi, Domnul să aibă grijă, el e marele păstor, eu nu mă implic. Asta este atitudinea lașilor, n-au ce căuta oamenii ăștia să păstorească adunarea lui Dumnezeu. Timotei este așezat în adunarea lui Dumnezeu și se dă autoritate să stea împotriva celor împotrivitori, să fie contra celor care deranjează pe credincioși cu învățături abătute, oamenii aceștia îngânfați și obraznici care vor să strice lucrările în adunarea lui Dumnezeu, și trebuie ca Dumnezeu să aibă oameni ai Lui cu autoritate morală, cu autoritate spirituală și cu o profundă ascultare de cuvântul lui Dumnezeu. Tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri. De care? Sigur că era vorba de, cel puțin în contextul acestui capitol, era vorba de acei oameni purtători de învățături abătute, iar pe de altă parte de valori greșite. Oameni care propovăduiau sau care etalau non-valori sau valori greșite, valori imorale, valori care se abăteau de la cuvântul lui Dumnezeu, cărări greșite, cărări întortocheate și așa mai departe. Și față de aceste atitudini, aceste lucruri, Apostolul îi spune lui Timotei, fugi de aceste lucruri, în sensul de detașează-te de ele. Vedeți, noastră, deseori, poate, în mersul nostru, în mărturia noastră și în atitudinea noastră față de aspecte negative, e vorba de comportament, aspecte de moralitate sau de imoralitate, fără îndoială, aspecte de învățătură, tendința noastră firească, naturală, este să nu ne punem rău cu nimeni, în sensul de a nu lua atitudine, de a fi undeva departe, nu ne băgăm, nu așa, mai vedem, nu e bine să confrunți pe cineva, confruntare, nu în sensul de vrăjmășie, confruntare cu Scriptura. Și rămânem într-o stare de îngăduință din aceasta necreștină, o stare de nedetașare. Față de asemenea atitudini trebuie limpede să fugi sau să te detașezi, sau să te îndepărtezi de lucrurile acestea. Nu se poate să fii în preajma unor oameni cu valori imorale sau oameni care au abateri grave de la doctrină, să stai în preajma lor și să fii folosit. Nici de cum. Este o iluzie, este o amăgire pe care cel rău o poate pune în inima noastră. Fugi de aceste lucruri. Nu stăm la tratative în asemenea situații. Cu compromisul nu se fac tratative. Înaintea lui Dumnezeu, fără îndoială, că dacă vrei să iubești adunarea lui Dumnezeu, și trebuie să iubești adunarea lui Dumnezeu, trebuie să ai autoritatea morală și spirituală să iei atitudine împotriva celor care vor răul adunării lui Dumnezeu. Și Timotei rămâne un credincios de referință în privința aceasta și este încurajat de Apostolul Pavel să se comporte ca atare. Repet, în fața răului. Dacă răul nu poate fi biruit și stăvilit, atunci este cazul să te detașezi sau să te îndepărtezi de lucrurile acestea. Cuvântul are și sensul de condamnă lucrurile acestea. Deci nu fi de acord cu ele. Să nu păstra o tăcere neclară, vinovată față de asemenea lucruri. Sigur că este un prim pas. Deci dacă vrem să înțelegem și să urmăm drumul drept de ascultare, fie că este vorba de mărturia noastră personală obișnuită,
fie că este vorba de mărturia noastră personală în calitate de frați care avem responsabilitate în adunare, primul pas este fugi de aceste lucruri. Mai folosește Apostolul Pavel, așa cum poate vom vedea altă dată, în a doua epistolă, același cuvânt fugi, când e vorba de fugi de poftele tinereții, spune lui Timotei. Deci față, repet, de asemenea aspecte ale păcatului, ca un credincios să poată să meargă pe mai departe pe calea spre maturitate, primul pas este să fugi de asemenea lucruri păcătoase. Și de asemenea să te detașezi de oamenii purtători de asemenea lucruri păcătoase, inclusiv de dezbinatori, departe de ei. Un al doilea pas, pentru că doar a fugi, doar a te îndepărta nu este suficient. Este un prim pas extrem de necesar pentru o atitudine ulterioară, și anume să te atașezi de adevăratele valori. Și Apostolul îi va spune aici, fugi de aceste lucruri și caută. Detașarea, repet, de aspectele negative nu trebuie să ne țină într-o stare de neutralitate undeva pe margine. Nu suntem cu cei care, într-adevăr, se fac vinovați de păcate de un fel sau altul, dar, pe de altă parte, nu suntem nici cu cei care cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Și această atitudine nu este una bună. Nu este una care să aducă în noi creșterea spre maturitate. Al doilea pas, așa cum arată Scriptura, este caută. A căuta, verbul acesta destul de dinamic, înseamnă să manifesti interes. Înseamnă să simți nevoia de ceva. Înseamnă să înțelegi că îți lipsește ceva și că trebuie să ajungi prin căutare acolo unde te împlinești din punct de vedere al maturității tale spirituale. Caută! Într-o altă parte, acest verb, iarăși foarte dinamic, caută, îi spune lui tot lui Timotei și caută pe oamenii aceia care și atașează-te de cei care caută pe Domnul dintr-o inimă curată. Viața creștină normală înseamnă mult și părtășie sănătoasă, autentică. Credinciosul nu poate rămâne singur, decât sigur dacă Dumnezeu îl așează în condiții deosebite, în închisoare sau cine știe unde. Dar în viața noastră de călătorie spre cer, credincioșii sunt chemați să fie împreună, în sensul de părtășie, biserica locală, biserici, surori și așa mai departe, suntem chemați să fim împreună. Și ca să fim împreună, trebuie să fim împreună cu oameni credincioși care împărtășesc aceleași valori ale Sfintelor Scripturi, care doresc să progreseze spre maturitate, care doresc slava Domnului Iisus Hristos și care fără îndoială se îndepărtează de ceea ce este păcătos. Caută! Are și sensul acesta de a putea, de dorință, de nevoie profundă a celui credincios, care caută, sigur, nu într-un sens, eu știu, nedefinit, un sens de bâșbuială, ci caută înseamnă direcții precise ce anume să caute Timotei, cel puțin în contextul pasajului de aici. Caută neprihănirea, într-o altă traducere mai tehnică, dreptitudinea, e mai neromânesc cuvântul acesta, de aceea, în general, nu-l folosesc. Neprihănirea mi se pare un cuvânt bine ales de traducătorul Bibliei și care are o acoperire mult mai largă, ca înțeles cel puțin în limba noastră română. Caută neprihănirea. Cum adică? Să fie vorba de a sta în puterile noastre, acea stare de om neprihănit înaintea lui Dumnezeu? Nici de cum. Așa cum înțelegem din ABC-ul Scripturii, punerea noastră într-o stare de neprihănire sau de oameni drepți înaintea lui Dumnezeu este lucrarea răscumpărătoare a Domnului Iisus Hristos. Este această mântuire a lui Dumnezeu
despre care luăm și noi cunoștință prin cuvânt, suntem ajutați de Dumnezeu să credem și în felul acesta Dumnezeu ne naște din nou și ne dă poziția aceea de oameni neprigăniți, de oameni desăvârșiți înaintea lui Dumnezeu, ca și poziția noastră, și de oameni care, ca și copii ai lui Dumnezeu, avem această viață veșnică și avem acest destin veșnic. Dar neprigănirea mai înseamnă și viața practică de credincioșie. Și în privința aceasta, Apostolul Petru, în a doua lui epistolă, o spune de asemenea răspicat, că pentru a trăi viața de neprihănire practică, evidentă, avem din partea lui Dumnezeu ceea ce spune Petru și citesc: Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Viața practică de neprihănire înseamnă să pui la lucru, printr-o responsabilitate personală, această bogăție pe care Dumnezeu ne-o dă. Aceste mijloace de har pe care le avem, nu putem merge mai departe pe un drum de neprihănire sau pe un drum de curăție dacă nu avem aceste mijloace pe care Dumnezeu ni le dă și ni le dă în Domnul Iisus Hristos. Caută neprihănirea. Mă gândesc la această, repet, responsabilitate personală de a fi conștient că a trăi ca un om neprihănit nu este o chestiune inerțială, așa, mergi de la sine. Că a trăi neprihănirea înseamnă să, într-adevăr, să-ți angajezi ființa ta în deplină responsabilitate înaintea lui Dumnezeu, să dorești lucrul acesta, să voiești lucrul acesta, să cauți lucrul acesta. Caută neprihănirea. Poate ești antrenat, și dau un exemplu banal, poate ești angrenat într-o dispută, într-o ceartă cu cineva, fără să dai seama. Să-ți vină așa ca o săgeată din cer, caută neprihănirea. Nu te lua la ceartă cu cineva. Păstrează-te curat. Păstrează valoarea aceasta pe care ți-a dat-o Dumnezeu ca mărturie înaintea oamenilor. Caută neprihănirea. Mă gândeam la câteva exemple și mi-am notat câteva versete care subliniază, care arată câțiva oameni despre care Scriptura spune că erau neprihăniți, repet, prin mărturia vieții lor. De pildă, e un caz și este un nume, un erou al credinței, în Geneza 6:9, citim că Noe era un om neprihănit și fără pată între cei din vremea lui. Noe umbla cu Dumnezeu, nu intru în detalii, când am parcurs epistola către evrei m-am oprit în detaliu asupra acestui erou al credinței, dar iată ce marcă pune cuvântul lui Dumnezeu pe viața unui om care nu trăia într-o adunare extraordinară, care nu avea nu știu câți prieteni credincioși, era singurul om neprihănit pe fața pământului în noianul acela de păcătoșenie pe care îl arată Geneza capitolul 6. Noe era un om neprihănit și atenție! Și fără pată. Vă mărturisesc că rămân uluit când citesc asemenea afirmații clare ale Scripturii despre oamenii lui Dumnezeu. Noe n-a fost un om perfect, fără îndoială. Dar în viața lui, Dumnezeu a lucrat într-adevăr această credincioșie, această neprihănire, această lipsă de pată în viața lui morală. De aceea și fost relevant înaintea lui Dumnezeu și înaintea familiei lui. Mi-a plăcut de asemenea un verset, versetul 11 din Psalmul 97, care spune așa: Lumina este semănată pentru cel neprihănit și bucuria pentru cel cu inima curată. Deci a căuta neprihănirea, a trăi prin harul lui Dumnezeu, nu prin forțele noastre, fără îndoială, a trăi prin harul lui Dumnezeu neprihănirea, înseamnă să ai lumină. Să ai lumină în ceea ce privește calea pe care trebuie să o mergi. În ceea ce privește deciziile pe care trebuie să le iei în viața ta. În ceea ce privește, eu știu, viața de comunitate.
Deși ori trăim sau uneori trăim și noi această atmosferă în anumite situații de neclaritate, de anumite chestiuni care parcă nu ne sunt limpezi în ceea ce privește atitudinea noastră față de un frate, de o soră, față de o atitudine și rămâne această ceață. Ei bine, omul care trăiește neprihănit, cuvântul ne spune că lumina este semănată peste cel neprihănit. Nu se poate să cauți neprihănirea și să nu primești din partea lui Dumnezeu pentru aspecte foarte practice și concrete ale vieții lumină, claritate. Sigur că lumina pe care o primești din partea lui Dumnezeu sau această claritate nu este pe placul celor care trăiesc în continuare în ceața lor și care cred că în bezna lor și în ceața lor acolo e lumina. Nu! Când cauți neprihănirea, Dumnezeu îți dă lumină. Îți dă lumină în viața ta personală, îți dă lumină în viața, în relația cu familia ta, copii, soție și așa mai departe. Îți dă lumină. De ce? Pentru că ești un om sau ești un credincios sau o credincioasă care caută, care dorește să trăiască neprihănirea. A trăi neprihănirea este în acest context și o chestiune de atitudine. Dumnezeu nu ne-a creat roboți să fim programați cu cine știe câte, eu știu, legături. Nu ne-a creat roboți. Dumnezeu ne-a creat niște ființe care avem simțire, gândire, voință, fără îndoială supuse Duhului lui Dumnezeu, dar de care suntem responsabili. Și de aceea neprihănirea aceasta poate să reprezinte o căutare benefică, o căutare în care să găsești, o căutare în care să te împlinești. Iarăși cuvântul ne spune și mi-a plăcut de pildă lucrul acesta despre credincioșii Zaharia și Elisabeta. În Luca, în capitolul 1, versetul 6, se spune despre ei că Zaharia și Elisabeta amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu și păzeau fără pată toate poruncile și rânduielile lui Dumnezeu. Parcă ți-a făcut în mintea mea un arc peste timp. Noe, un om fără pată, credincioșii acestea neprihăniți păzeau fără pată poruncile lui Dumnezeu. Ce minunată este Scriptura! Ce frumoase sunt exemplele credincioșilor care au mers înaintea noastră pe drumul acesta de ascultare. Și nu e o chestiune de moștenire, dar așa lucrează Dumnezeu, că fiul lor, Ioan Botezătorul, un om cu o misiune extraordinară, un om despre care Domnul Iisus Hristos însuși a spus că Ioan Botezătorul a fost cel mai mare dintre profeți. E bine, despre omul acesta, despre Ioan, fiul lui Zaharia și al Elisabetei, în Luca, în capitolul 6, versetul 20, se spun aceste cuvinte: Irod se temea de Ioan, fiindcă îl știa om neprihănit și sfânt. Ioan îi spunea fără nicio teamă: nu ți este îngăduit să ții de soție pe soția fratelui tău. Cine altul ar fi fost în stare să afișeze într-adevăr neprihănirea lui Dumnezeu în fața unui tiran cum era Irod? Asta înseamnă neprihănire. Să ai curajul sfânt ca în împrejurări limită, când ești chemat și acolo să proclami cuvântul lui Dumnezeu, s-o poți face clar, chiar dacă omenește, poate te va costa viața aceasta trecătoare, cum s-a întâmplat și cu Ioan. Dar Ioan rămâne pe paginile Scripturii cu această marcă, om neprihănit și sfânt. Sigur că mă opresc aici, poate fi pentru fiecare în parte un subiect de meditație mai departe și Domnul să ne ajute să pătrunde cât mai mult pe cărarea aceasta, pe calea aceasta lucrurilor care pot îmbogăți caracterul nostru creștin. A doua țintă, a doua căutare este aceasta: caută evlavia. Nu mă mai opresc asupra acestui lucru, m-am oprit și altă dată în mai multe rânduri cu privire la această trăsătură de caracter creștin, evlavia. Amintesc doar aceste două componente ale vieții de evlavie.
și anume devotamentul pentru Dumnezeu, și în al doilea rând, acest caracter creștin care împlinește devotamentul pentru Dumnezeu, viața de evlavie. Apostolul Pavel folosește de cele mai multe ori cuvântul evlavie în aceste epistole pastorale. Era un lucru important. Foarte probabil că era și un lucru destul de rar chiar printre cei credincioși. Și nu întâmplător, Apostolul Pavel, însuflat de Duhul lui Dumnezeu, insistă, se concentrează, între altele, asupra acestei importanțe extraordinare în viața de credință, a vieții de evlavie. Caută evlavia. În altă parte, tot Apostolul Pavel spunea, caută să fii evlavios. Sau antrenează-te pentru evlavie. Sau după expresia folosită de un alt credincios, fă gimnastica evlaviei. Nu este un dat pasiv. Ai primit ceva, rămâne acolo în nelucrare. Viața de evlavie este o viață dinamică, este o viață activă, este o viață reală, pentru că ea oglindește un caracter profund transformat prin Cuvântul lui Dumnezeu și prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Caută credința. Nu este vorba de credința mântuitoare aici. Credința aceea pe care o primim la începutul relației noastre cu Dumnezeu, credința aceea care ne face să înțelegem faptul acesta așa de important, că suntem păcătoși și că prin jertfa Domnului Iisus Hristos, prin credința în jertfa Lui, putem fi mântuiți. Credința mântuitoare. Este vorba de credința ca experiență personală a celui credincios. Sau cu alte cuvinte, credința în lucrare, credința în acțiune, credința în ce faci, credința în ce ești, credința în ceea ce spui. Caută credința. În epistola a doua lui Petru, e acolo expresia asupra căreia am meditat la întâlnirile noastre de la Demisol, și anume, credință de același preț cu a noastră. Ceva de preț. Credință mântuitoare de mare preț, dar aș îndrăzni să extind înțelesul acesta. Credința trăită este un lucru de preț. Și de aceea oamenii cu adevărat inspirați de Dumnezeu caută lucrurile de preț. Caută credința. Credința, repet, ca trăire personală, ca mărturie în viață, ca un dinamism al relației credinciosului cu Domnul și cu cei din jur. Se spune și expresia aceasta este amintită de mai multe ori în Scriptură, în Habacuc, cel neprihănit va trăi prin credința lui. În Habacuc, în capitolul 2, versetul 4, se spune despre lucrul acesta. De asemenea, Roman, capitolul 1, versetul 17, se spune despre lucrul acesta, afirmația aceasta, că cel neprihănit va trăi prin credință, și în Galateni și în Evrei și așa mai departe. Cel neprihănit trăiește. Este acest prezent continuu. Trăiește printr-o credință vie. Nu ceva de amintire. Nu ceva de trecut doar. Nu ceva care a marcat hotarul nostru de început între relația cu Dumnezeu. Credința este o atitudine constantă, o atitudine, aș putea spune, crescătoare, care întărește, care ne face un profil de oameni credincioși, de oameni neprihăniți. Credința este o trăsătură deosebită în viața celui credincios. Nu mai insist acum și poate altădată vom vedea și celelalte trei aspecte enumerate aici de caracter creștin, dragostea, răbdarea și blândețea. Mă opresc aici și reamintesc această deviză, umblarea în această viață a omului lui Dumnezeu. Mi-aș dori să fie o deviză pe care să o împărtășim fiecare în parte dintre noi, care să ne cerceteze, care să ne preocupe,
și pe care să o ducem mai departe și celor din jurul nostru. Umblarea omului lui Dumnezeu este umblarea în cadrul acestor valori sau virtuți creștine. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.